mă gândesc la Nixon acum. A trecut cumva tot printr-o etapă de genul acesta, dar bine, el era deja președinte, știm ce s-a întâmplat. Cum era societatea în acel moment și cum au primit întâmplarea respectivă, societatea americană? Societatea americană era și în acel moment puternic divizată atât de către războiul din Vietnam, cât exact, și de către... Adică nu se repetă niște... Exact, dar și de către războiul acesta cultural între vechi și nou, anii 60-70, exact. Flower Power. Dar diferența este că societatea americană era mult mai omogenă în anumite privințe, mult mai egalitară din punct de vedere economic, în sensul de a avea a perioada anilor 70 a fost ultimul mare moment de apogeu al clasei muncitoare americane în termen de venituri reale. De fapt, veniturile reale de atunci au stagnat în mare parte până la începutul administrației Trump, după